Împlinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu țara mamă a fost sărbătorită și la Cluj-Napoca printr-un moment festiv. În al preasfințitul părinte Andrei Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, a fost prezent la eveniment și a săvârșit un tedeum la statuia profesorului și scriitorului Onisifor Ghibu, unul dintre protagoniștii Marii Uniri de la 1918. Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului Înalt, preasfințitul părinte Andrei, s-a aflat astăzi în mijlocul elevilor și profesorilor de la liceul Onisifor Ghibu din municipiul Cluj-Napoca. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit un tedeum în fața statuii luptătorului pentru drepturile și unitatea poporului român din incinta instituției de învățământ care îi poartă numele. În cuvântul rostit cu această ocazie înalt, preasfințitul părinte Andrei a evocat personalitatea și opera a lui Onisifor Ghibu. Onisifor Ghibu, printre multe alte vrednicii, a avut-o și pe aceea că s-a luptat pentru unirea Basarabiei cu România. Atunci, în anul 1917, când Curtea Regală și toată administrația se retrăsese în Moldova, la Iași, Onisifor Ghibu milita de acolo pentru unirea Basarabiei cu țara. Mai apoi, când a dat Dumnezeu să se unească întâi Basarabia, apoi Bucovina și s-a pecetluit procesul cu unirea Transilvaniei cu țara la 1 decembrie 1918, atunci Onisifor Ghibu a fost printre protagoniștii care s-a luptat pentru reorganizarea Universității Românești de la Cluj. Ceremonia a continuat cu alocuțiuni din partea autorităților publice și a reprezentanților instituțiilor culturale din oraș și cu depuneri de coroane. Actul istoric de la 27 martie 1918 a deschis procesul Marii Uniri, finalizat cu Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, când românii din Transilvania, Banat, Maramureș și Crișana au decis la rândul lor unirea cu țara, evenimentul de constituire a statului român modern, al cărui centenar îl sărbătorim în anul acesta. Avându-ne în anul de grație 2018, anul centenar, avem datoria de a cinsti cum se convine faptele de glorie ale înaintașilor noștri, care nu au pregetat nicio clipă să jertească viețile pentru înfăptuirea României Mari. La final, Levi au interpretat cântece patriotice, iar părintele Mitropolit Andrei le-a oferit cărții de rugăciune.